Inundațiile frecvente care au loc la Cernavoda le-au determinat pe autorități să realizeze proiecte de prevenire a incidentelor de acest fel. Pentru a îmbina utilul cu plăcutul, reprezentanții administrației locale au în vedere și amenajarea falezei canalului Dunăre-Marea Neagră în scop turistic. Toate acestea nu se pot realiza decât cu Ministerul Transportului, eventual ca partener în obținerea unei finanțări atât pentru reabilitarea digului din acea zonă, partea cu inundațiile, cât și pentru transformarea partii aceleia de faleză într-o zonă de petrecerea timpului liber. E un program extrem complex, pornind de la nevoia de a nu mai avea inundații pe centru și până la amenajarea pentru promenada digului canalului. Totodată, autoritățile locale doresc să promoveze patrimoniul istoric al localității prin introducerea într-un circuit turistic a principalelor obiective de interes public.